Credincioșii parohiei Găvana 3 din Pitești și-au sărbătorit astăzi cel de-al doilea ocrotitor, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cum v-am văzut astăzi la rugăciune aici și felul cum spuneți Tatăl nostru și Crezul și felul cum cântați cu râvnă, cu mare râvnă, vă mulțumesc din toată inima că mi-ați făcut o mare bucurie când văd că obștea creștină participă efectiv la Sfânta Slujbă, este lucru minunat. Felicitări dumneavoastră, iubiți frați și surori, și părinților slujitori, și să toate parohiile de la Pitești, din toată eparhia, din toată țara, să cânte aici ca aici. Nu era nimic aici pe vremuri și acum este zidit o biserică cu jertfă, cu răbdare, cu dragoste și iată că ați făcut-o în numele Sfântului Dimitrie. Ierarhul a săvârșit apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii bisericii. Cât vei trăi, nu va lipsi pragul bisericii. Pentru mine este o zi sfântă, am și soțul și socru, sunt amândoi morți. Și cinstim cu smerenie această zi. Sfântul de astăzi să ne dea la toți, să roage și pentru noi, să ne protejeze și să avem toți astăzi o zi binecuvântată. Piatra de temelie a locașului de cult a fost pusă pe 2 februarie 1991, pentru ca 12 ani mai târziu, chiar de ziua Sfântului Dimitrie, pe 26 octombrie 2003, biserica să fie sfințită.